Bună ziua, dragii mei! Din nou împreună la emisiunea Joc și cânte pe la noi, vă spune Liliana Sabin. Prin intermediul acestei emisiuni dorim să aflăm lucruri noi despre invitații noștri, despre portul, dansul și cântecul tradițional. Astăzi o să vă încântăm auzul și privirea cu o bucovineancă mândră și frumoasă. Vine normal din Bucovina, Bucovina care este spațiul unde folclorul și tradițiile încă sunt păstrate așa cum trebuie și cântecul este la el acasă. Dacă despre esențele tari se spune că se țin în sticluțe mici, ei bine, iată, cred că sunt și oameni nedescoperiți în care zac talente foarte, foarte mari. Necunoscuți din prisma faptului că poate nu au dat din coate să-și facă loc să ajungă în față datorită caracterului frumos, datorită bunului simț, dar acești oameni își fac treaba așa cum trebuie, oameni cu mult talent și referitor la invitatul meu de astăzi, de fapt este o invitată, cum spuneam, un om cu caracter, o doamnă frumoasă, o solistă talentată, cu o voce curată și pătrunzătoare și îi spun bun venit Loredanei Dragu. Bine ai venit, draga mea, sunt onorată de prezența ta aici în emisiune. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Bine i-am găsit și pe telespectatorii dumneavoastră. Pentru fiecare dintre noi există acolo în inima noastră un loc care ne este foarte drag și spunem acasă. Care este acel loc pentru tine? Bineînțeles, acasă la mine. Eu vin din orașul Suceava, dar m-am născut mai exact în satul Măriței, comuna Dărmănești, în zona Siretului. Și acolo este locul meu drag, căruia îi spun cu plăcere întotdeauna acasă. Când s-a produs întâlnirea cu cântecul popular? Când l-ai auzit pentru prima oară? Sau cum te-ai îndrăgostit de cântecul popular? Păi, s-a produs, eu știu, cred că de mult, în copilărie. Pentru că, bine, eu am fost fascinată întotdeauna de muzică, dar în familia mea, mai exact din partea bunicii, mama mamei mele, a cântat în tinerețea sa bunicul și, bineînțeles, frații mamei, care unul chiar este un instrumentist, cântă la trompetă, și celălalt a cântat în tinerețe la vioară și voce. Să înțeleg că vii dintr-o familie de lăutari. Da, o familie de lăutari. Și iată că de mică, din casă, ai auzit cântecul popular și nu ți-a fost tare greu. Ai mai descris-o odată cântecul popular și ai spus că face parte din ceea ce este cel mai frumos pe lume, cântecul popular. Da, așa și este. Probabil, cel puțin pentru mine. Cred că dacă, eu știu, în viața mea nu ar fi fost înfrumusețată de cântec, n-ar fi fost atât de frumoasă. Care crezi tu că este menirea interpretului din Bucovina? Ce trebuie să aducă odată cu cântecul său? Ce trebuie să arate în cântec? Nu știu dacă interpretului neapărat din Bucovina. Cred că oricărui interpret din orice zonă vine, în primul și în primul rând trebuie să arate bogăția sufletească a oamenilor cu care se înconjoară, a ținutului în care, eu știu, de unde vine, frumusețile ținutului său, evenimentele la care ia parte și un pic din, eu știu, chiar din credința în Dumnezeu. O să te rog acum să vorbești despre repertoriul tău. Cum au luat naștere cântecele tale? Au fost oameni și oamenii care te-au descoperit și te-au îndrumat pe acest drum. Bănuiesc că a fost cineva care totuși la un moment dat te-a descoperit, ți-a descoperit talentul muzical. Da, eu de mică am cântat. Bineînțeles, la toate
serbările, știți cum. La școală, la grădiniță, am fost remarcată de către profesor și am fost pusă să cânt câte un cântecel la fiecare serbare. Dar, așa mai serios, bineînțeles, de mică, întotdeauna în vacanță, ne adunam mai mulți copii, ne jucam dând anumite spectacole, ne credeam, nu știu ce, soliști mari, și, dar eu ziceam că voi cânta muzică ușoară. Adică interpretam tot timpul cântece de muzică ușoară. Însă la noi în sat exista un taraf. Încă am prins perioada când exista Festivalul Cântarea României. Și fiind un taraf, frații mamei, unchii mei, făceau parte din acel taraf. Și într-o seară, fratele mai mare al mamei a venit la noi și m-a auzit cântând. Mie îmi plăcea să cânt în oglindă. Și n-a intrat direct în casă, a rămas pe hol și m-a ascultat acolo și m-a întrebat: bine, îmi place cum cânti, dar știu un cântec de muzică populară? Și zic că știu doar două: Bălăceana al doamnei Sofia Vicoveanca și Frumos mai cântă Mierla al Minii Păslaru. Da. Și zice: da, uite, eu te iau cu mine la taraf să te asculte băieții de acolo, să vedem, dar hai să le cânti melodiile de muzică populară. Și așa a început drumul meu, probabil. M-am dus acolo, m-au ascultat, m-au luat ca și solist în taraf și apoi m-au sfătuit să mă duc la Școala Populară de Artă. Eu am început-o în clasa 8-a. Și în clasa 9-a s-a înființat, deci când am trecut în clasa 9-a, s-a înființat și Liceul de Muzică în Suceava și atunci m-am dus la Liceul de Muzică. Când ai trecut de la amatorism la profesionalism? Și urmă o să vorbim și despre CD-urile tale. Despre probabil că cântece. Atunci când am fost angajată, când am susținut concurs pentru angajare ca solist vocal la ansamblu Ciprian Porumbescu din Suceava. Asta mai exact prin, după ce am terminat Liceul de Muzică, 93-94, cam așa. Și care au fost motivele de ce nu ai mai rămas angajată la acel ansamblu? Deci existau doar două posturi pentru solist vocal și am fost angajate 4 fete cu jumătate de normă. Și după o perioadă de 6 luni, trebuia să rămânem doar 2. Eu eram ferm convinsă că voi rămâne, însă, nu știu, prin anumite împrejurări, n-am rămas eu. N-ai reușit încă să afli motivele, totuși? După câțiva ani, eu deja eram profesor și am fost chemată. Am fost chemată, într-adevăr, să revin la ansamblu, însă n-am putut în ziua respectivă și nu știu de ce, n-am... Nu, n-a fost, doar ferească Dumnezeu, n-a fost. Crezi o răzbunare. Crezi că răutatea a fost un motiv? Da, da, cu siguranță. Oare de ce își face răutatea loc în locuri așa de frumoase? Unde este cântecul popular? Unde, cântecul popular, cum spunea, este cel mai frumos lucru al nostru, ceea ce ne caracterizează pe noi ca nație. Da, dar și cântecul popular este cântat și dus mai departe de către oameni. Și noi suntem toți oameni și fiecare om trebuie să recunoaștem că avem și bune și rele și câteodată dăm afară și ceea ce nu este atât de extraordinar din noi, nu? Să înțelegem că în fiecare dintre noi există așa o doză mai mică sau mai mare de răutate, de invidie. Toți suntem, cum să zic, nu, dar nu e adevărat, păi eu așa cred. Nu fiecare avem locul nostru sub soare și nu... Da, bineînțeles că fiecare avem locul nostru sub soare și tocmai de aia, tocmai de aceea. Eu mi-am continuat drumul meu și mi-am ales, bineînțeles că eu cânt mai departe, am realizat și CD-uri și filmări și așa mai departe, însă m-am dus un pic și spre cealaltă profesia mea, care este profesia practic de bază. Eu sunt, da, profesor. Așa, te rugăm să ne povestești despre și profesia ta. Îmi place foarte mult să lucrez cu copiii. Sunt împlinită din punctul ăsta de vedere, pentru că lucrez aici, lucrez în primul rând cu sufletul și apoi cu ceea ce... Să spunem telespectatorilor că ai terminat facultatea de litere. Litere, da. Așa. Da, specializarea ucraineană-română. Și acum ești profesor? Și sunt profesor de limbă și literatură ucraineană, maternă. A fost mai puternică profesia decât cântecul? Nu. Acum,
vrei să dau așa, să spun un secret. Am un regret enorm. Dacă regret ceva, eu de mică m-am visat pe scenă. Și într-adevăr, pentru, știi că sunt oameni care au totuși niște regrete, că n-am realizat cu tare lucru în viață, că n-am făcut, că, dar deși pentru mine încă nu este prea târziu, așa pentru este. Că eu încă așa mai este. Am timp. Dar, deși îmi place regret. Munca pe care o desfășor la școală, cu copiii și deși cânt și fac diverse activități artistice și extrașcolare, am un regret că nu sunt pe scenă. Adică poate... la modul, cum zic, nu fac parte dintr-un ansamblu colectiv care își desfășoară această activitate zilnic și oricând. Hai să revenim la activitatea discografică, să vorbim despre albumele tale. Știu că ai două albume. Să ne povestești tu, da. Cu cine le-ai realizat? Păi, am realizat un album de folclor românesc și un album de... muzică ușoară ucraineană inspirată din folclorul ucrainean. De ce spun așa? La noi în zonă există foarte mult folclor ucrainean, deci folclor, în adevăratul sens al cuvântului. Știu nenumărate cântece, pentru că de la bunica mea am reușit să adun mult material în sensul ăsta. Deci provii dintr-o familie... De ucraineni, așa. Practic. Păi fac parte din minoritatea ucraineană. Numele meu de acasă este Prociuc. Deci, na, nu știu cum să zic. Suntem, facem parte din minoritatea ucraineană, dar simțim, eu cel puțin, eu simt românește, îmi place zona, nu contează atât de mult din ce naționalitate ești, atâta timp cât îți iubești, eu știu, folclorul, părinții, familia, oamenii din jurul tău și ținuturile în care te-ai născut. Nu contează asta, dar, în schimb, muzica este, indiferent ce muzică am cânta, ucraineană, română, chineză, dacă făceam parte din minoritatea, eu știu, tailandeză sau nu știu, probabil că tot atât de mult m-aș fi bucurat să interpretez muzica respectivă. Deci, eu am realizat CD-ul în limba ucraineană pentru că îmi place muzica. Muzica lor, extraordinar de mult. Da, și oarecum, așa cum spuneai... Și a mai fost un motiv, mă scuz că te întrerup. Eu am tradus o carte din limba ucraineană în limba română cu fosta mea profesoară conferențiar universitar de la Universitatea Ștefan cel Mare de limba ucraineană, despre un compozitor ucrainean. N-am știut niciodată, până când nu mi-a pus această doamnă cartea respectivă, despre viața acestui compozitor în mână, și mi-a spus: ai auzit de Ivasiuk? Și am spus: nu, de unde? Zice: păcat că n-ai auzit, pentru că are niște melodii extraordinare, deci melodii de muzică ușoară, dar inspirate din folclor. Și traducând această carte, bineînțeles, acolo am regăsit câteva titluri ale melodiilor pe care le-a compus și le-am căutat. Căutându-le, mi-au plăcut enorm. Și am zis, aș vrea să le cânt și eu. Și așa am reușit așa, să înțeleg că materialul de pe CD-ul cu da, majoritatea pieselor sunt semnate, compuse de Volodymyr Ivasiuk. Și celălalt, cu muzică... Celălalt de folclor l-am început mai de mult. Sunt piese pe care le-am și cules. Sunt piese pe care mi le-a dat maestrul George Sârbu. Și sunt piese pe care mi le-a dat și soțul meu. Adică mi le-a... Da. Textele, să spunem telespectatorilor. Da, Constantin Mândrișteanu. Așa, și textele am umblat, bineînțeles, și eu la ele. Le-am mai cizelat, le-am mai aranjat. Și așa a luat naștere acel album. Eu sunt curioasă, cred că și telespectatorii sunt curioși să te audă. Hai să te auzim cântând pentru dumneavoastră, Loredana Dragu.
țară cu banii măi, lași împărății la dușmanii măi. I-aș pofti la mine acasă, of, lumii, lumii, le-aș da pâinea pipi masă. Le-aș da și cămașa mea, of, lumii, lumii, nu mai sunt de-a liniștea măi. I-aș duși în vârf de munte, macarozi să mă uiti, că ei sunt atât de răi, of, lumii, lumii, vor să-mi ia și aniniei măi. Dar nici mi-ar lua, of, lumii, lumii, cu nimic nu i-ar schimba. I-aș duși la apă lină, sunt de atunci ahodine, să nu-mi vorbească casa, of, lumii, lumii, să nu-mi strici inima măi, și să-mi lase sufletul, of, lumii, lumii, le-ar lua cu ei măi, dar nici carul șel cu voi, of, lumii, lumii, nu mă scapă din nevoi măi. Nici paharul șel cu vin, of, lumii, lumii, nu mă scapă de-al meu chin măi. Ia-i, Doamne, și te-oi vinde pe 2 lei și ne-oi cumpăra șerșei.
și amareți, măi, badiți, măi. Când mai sunt în sat băieți, măi, badiți, măi. Joacă-mă, mai dragă toți, măi, badiți, măi. Nu te ține așa batos, măi, badiți, măi. Nu juca numai cu mâne, că și-a și el altă-i bune. Că și-a și el altă-i bune, ia ca așa, așa, așa. Ține-i mâna cum să ține, poate nu ți-aș rușine. Poate nu ți-aș rușine, ia ca așa, așa, așa. Parcă nu e mai batos. Joacă-mă, mai dragă toți. Balaria stă pe ochi, măi, badiți, măi. Să nu și e de ochi, măi, badiți, măi. Și nu joci ca alți băieți, măi, badiți, măi. Deja arăți voinic, măi, badiți, măi. Dacă n-ai văzut nimic, măi, badiți, măi. Am nu știu ce mai poți face, că eu am pivin în coașe. Că eu am pivin în coașe, ia ca așa, așa, așa. Și te faci că tot nu vezi, ochișorii mei și verzi. Ochișorii mei și verzi, ia ca așa, așa, așa. Hai, ia să știi că o să pară. Hai că mă tot pândei pe afară. Deja batiți-i bațos. Că nu ți-aș de folos, ia ca așa, 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 măi. L-am șertat, l-am tot șertat, că nimica n-o lucrat, măi, tai, 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 tai. Și cu lișierul l-am luat, hai și i-am dat-o după cap, mă. E la față o roșie, tai, ratata, și nimica n-o grăit, tai, ratata, ta. E la față o roșie, tai, ratata, și nimica n-o grăit, tai, ratata, ta. M-o cuprins, m-o salutat și la lucru o plecat. Și la lucru o plecat, măi, dai, 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 dai. Hai și de-atunci ai ne-o barbat. Hai, ei ce mai harnic din sat. Hai, din la crâș, măi, nu mai treci. Hai, vremea cu mine o petreci. Hop, și așa, măi. Mulțumim, Loredana Dragu. Iată că am fost furat așa de peisaj și de talentul și pasiunea pe care tu ai pus-o în aceste melodii. Am înțeles că aprecierea și din partea specialiștilor și a oamenilor de muzică a venit atunci când tu ai fost angajată la ansamblul Ciprian Porumbescu. Da, și atunci, dar și după. Te rugăm am să... participat la numeroase concursuri și festivaluri de gen din țară, la care am luat multe premii și unde m-au apreciat, de exemplu, președintele juriu Emilia Comișel. Așa, voiam adică să niște oameni etnomuzicoloși și etnofolcloriști ce oameni de marcă. Da. Emilia Comișel, Irina Drahnea, Eugenia Florea, bine, că acum nu-mi vin toți în minte, dar, cum să zic, oameni de marcă ai
folclorului. Așa, spuneai că ai un regret că nu ești pe scenă, dar tu ești pe scenă, cânți mereu, datorită faptului că ai avut apariții TV, radio, da, spectacole, de ce nu festivaluri? Da, din punctul ăsta de vedere, da. Dar, adică, când, adică nu este profesia de bază, nu știu dacă mă înțelegi. Eu te înțeleg foarte bine, mă da? Duc la servici și asta fac, cânt, repet, eu știu, ore de studiu și așa mai departe. Am dorit să facem așa o întoarcere în timp și să ne povestești cum vezi tu satul din ochii de copil de altă dată, prin ochii de copil de altă dată. Minunat. Cred că acum, să-ți spun ce mi se întâmplă acum. Eu am crescut la țară. Am bântuit toate pădurile, toate, eu știu, câmpiile din, prin zona, toate împrejurimile. Iar acum, când vine vara, simt așa o dorință, chiar pot să spun arzătoare, să mai colind pădurile de altă dată. Însă, știi cum e, timpul este foarte scurt, avem foarte multe activități, încât se întâmplă să treacă și 2-3 ani la rând și să nu reușesc să fac lucrul acesta. Cum îl vezi acum satul natal? S-a schimbat? Da, poate s-au schimbat oamenii, dar... sau poate eu nu văd schimbările. Poate eu îl vreau așa cum era în copilărie și cum îl știu eu. Pentru că știi că dacă tu iubești ceva cu patimă, cumva nu vrei să vezi schimbările. Așa, ne rămân întipărite în minte, eu știu, locurile, mai ales locurile unde ne-am născut, așa cum le știm noi din, și poate din anii copilăriei. Nu vreau să-l văd schimbat. Sunt, bineînțeles, că lumea evoluează. Mai sunt tradiții acolo la tine în sat? Oamenii mai îmbracă costumul popular, de exemplu? Mai rar. Am observat că mai rar, deși în copilărie nu exista nuntă la care, de exemplu, nașii mari, druștele sau cum noi așa le spuneam, druștele, ca vornicei, așa, se îmbrăcau în costume naționale, se urcau pe cai frumoși și mergeau înaintea alaiului. Acum au cam dispărut lucrurile astea. Crezi că pentru păstrarea tradiției populare a trebui făcut un studiu, un școli, un mai avansat, ceva mai evoluat? Da, uite, să-ți spun așa, din proprie experiență, eu am făcut un grup de copii aici la școală și cânt. Și bineînțeles că se îmbracă în costume naționale, dar sunt copii care au voci frumoase și nu vin din cauza că trebuie să se îmbrace în costum național. Le e rușine. Le e rușine. Și îmi spun, dar ce, doamnă, eu să fiu țărancă? Exact așa se exprimă. Păi zic, dar ce? Adică cum țărancă? Dar nu știu, pentru mine este o mândrie să port costumul. Apropo de întrebarea anterioară, cum vezi satul de altă dată, noi, fiind născuți acolo la sat, am crescut acolo, acolo ne-am format ca oameni, acolo am fost înconjurat de oameni care purtau costum popular, care îl făceau, că se mai făceau atunci, da, atunci încă se mai făceau. Se mai, da, iată, dar copiii noștri născuți aici, între betoane, cum spun eu, chiar dacă merg acolo în sat, acolo a rămas codru, a rămas greierul care cântă, acolo a rămas tot ceea ce este frumos, dar din păcate copiii de azi nu mai aud, nu mai văd toate aceste deși lucruri. Nu toți, adică pot să spun așa, o parte din ei, pentru că sunt copii care câteodată mă uimesc cu costumele pe care le aduc și la școală. Este o rușine să fii țăran? Din punctul meu de vedere, nu. Dar nu înțeleg ceilalți, de ce... Chiar și copiii nu înțeleg și întotdeauna îi povățuiesc și le spun, dar a fi țăran, de fapt noi de unde suntem? Așa este. Noi nu venim, nu am fost țărani, mă refer, metaforic spus. Iată, nu? Și noi, în punctul ăsta de vedere, că îmbrăcăm costumul popular, suntem imaginea țăranului de altă dată. Autent, imaginea... normal, deci nu știu. Așa. Și dacă n-ar fi țărani, probabil nici noi n-am fi existat. Dacă n-ar fi fost țărani, noi n-am fi existat acum, nu? Așa-i. Provii dintr-o familie de lăutari.
Da. Tu, la rândul tău, pe tine te moștenește cineva? Sau mai întâi să te întreb dacă ai copii. Da, am un băiat. Am un băiat, are 16 ani. Te moștenește? Este la liceu. Îți moștenește talent muzical? Nu. Nu pot să spun că nu ar avea un pic, adică ar avea inclinații, dar nu-i place. Nu știu. Eu, de mic, mi-aș fi dorit să-l dau la o școală de muzică, să studieze muzica, însă dacă am observat că și-am zis că nu fac, mulți părinți fac o greșeală enormă, obligă copiii să facă ceva ce nu le place. Eu am zis că nu vreau să procedez așa și i-am spus, fă ce vrei tu. Câți ani are? 16 ani. Da. El, într-adevăr, este înclinat tot spre științele astea umaniste, așa. Română. Îi plac foarte mult limbile moderne, engleză, franceză, este olimpic, participă la numeroase concursuri. Oarecum te moștenește, nu? Da, dintr-un punct de vedere. Însă muzica... Nu. Mi-amintesc că la prima lui serbare la grădiniță l-am învățat o colindă și bineînțeles ca orice mamă m-am dus la serbare să văd cum cântă copilul. Și când a început să cânte, a cântat toate strofele în cu tot o altă tonalitate și am spus, mai băiete, nu... Da. Nu te forțez, că nu. Iată că tu, venind din această profesie, să-i spunem, ți-ai dat seama că nu trebuie să-l obligi, că nu are, eu știu, înclinații puternice spre cântecul popular. Și atunci nu l-am obligat și am spus să-și aleagă și să facă ce. Și am făcut foarte bine. De ce? Pentru că are rezultate și rezultate foarte bune. Dacă l-aș fi forțat să facă ceva ce nu i-ar fi plăcut, probabil nu ar fi avut rezultatele respective. Și atunci eu sunt foarte mândră de el, îmi iubesc copilul, sunt chiar o mamă foarte mândră pentru că este un copil foarte bun și nu l-a obligat nimeni să învețe. Un singur lucru i-am spus când a început școala, dacă vei învăța, vei învăța pentru tine. Nu înveți nici pentru mine, nici pentru nimeni. Și a înțeles lucrul ăsta și o ține tot așa, așa că... În punctul ăsta de vedere, n-am ce. Referitor la ce spuneam în deschiderea acestei emisiuni, sunt oameni foarte, foarte talentați, dar din păcate mai puțin cunoscuți. Tu ai o voce foarte frumoasă. Mulțumesc! Ești o femeie frumoasă, de ce să nu se și vede, da? Ce părere ai despre acest lucru? Despre ceea ce se difuzează în ziua de astăzi la televiziune și pe posturile de radio? Sau ce crezi că se difuzează mai mult? Valoarea, noi am valoarea. Vorbit înainte de folclor. Acum, folclorul autentic, eu cred că e cel care trebuie, nu știu, folclorul autentic... Acum, mă scuz că te întrerup, eu cred că majoritatea dintre noi mai puțin cântăm folclor autentic și mai multă muzică populară. Comercială. Așa. Da, eu o spun, comercială. Deci, în ziua de azi, nu se mai difuzează folclor autentic, se difuzează muzică comercială și fiind și aceste televiziuni care promovează, deci, televiziuni private, pe ei nu interesează pe cine promovează, pentru că din asta trăiesc televiziunile respective, și atunci nu mai contează ce este promovat. Dacă muzica este într-adevăr, are vreo importanță ceea ce se cântă, este, cum să zic, nu are o importanță, are o valoare. Nu se mai face o selecție. Și, nu știu, parcă la începuturile... Acum câțiva ani am apărut des, adică mergeam foarte des la filmări, dar la un moment dat te-ai oprit din m-am oprit. Din ce motiv? Pentru că, nu știu, mi se părea că nu este și nu o să nu înțelegi că poate că am impresii foarte bune despre mine și vai de mine, nu mă duc pentru că... Dar nu-mi găsesc locul acolo, nu mi-l mai găsesc. Mi se pare că nu... Dar din interpreții mai tineri din Bucovina, ți-a rămas unul la suflet sau care
Ai crede tu că ar ajunge un nume? Da, putea, este o fată, Laura Erhan, o fetiță, Laura Erhan, da, cred că ai auzit de ea. Da, fata asta, într-adevăr, este foarte talentată și are o voce extraordinară. În Bucovina cântă foarte mulți copii. Așa, o apreciez. Deci eu ți-am zis așa, acum bine, nu-mi vin mulți în minte, dar vezi că ea mi-a rămas. Nu, fetița asta, fata este asta mi-a rămas. Da. Și Chisăliță, am uitat cum e zicem, Andreea Chisăliță. Da. Dar așa sunt mulți, însă... Știi, când toată lumea cântă, ai impresia la un moment dat că toată lumea cântă același lucru. Aceleași melodii, aceleași texte, nu mai știi cum să-i selectezi, pentru că nu-ți rămâne, știi cum e? Atunci când îți rămâne un fir, un pic din câteva acorduri dintr-o melodie... Sau câteva cuvinte din text, da. Din text, în ureche, după ce ai ascultat, înseamnă că și-a lăsat amprenta. Dar dacă nu-ți rămâne nimic și nici nu înțelegi prima dată melodia respectivă, nu știu, nu, eu nu sunt în măsură să vorbesc despre lucrurile astea, dar probabil din cauza asta nici nu am mai renunțat la unele apariții. E una să apar la televizor, la radio, e una să cânți într-o sală de spectacol și cu totul altceva să cânți la petrecere particulare acolo unde ești în contact direct cu oamenii. Cum ai petrece bucovineanul de astăzi? Știu că tu cânți la foarte multe petrecere particulare. Mai bine, petrece bine, în continuare. Nu contează criza, nu contează nimic. Oamenii petrec dacă se simt bine și știi cum, oamenii chiar au nevoie de câte un lucru de asta, adică de câte o petrecere, pentru că viața de zi cu zi este grea. Sunt atâtea neajunsuri, atâtea necazuri. Și cred că omul se destinde la o asemenea petrecere și mai uită de griji și de toate alea. Unde te simți tu mai bine, mai largul tău? Pe scenă sau acolo unde ești înconjurată de oameni? Sincer, acolo. De ce? Eu am făcut lucrul ăsta din tinerețile mele, eu știu, de prin clasa noua cânt la asemenea petreceri. Acolo simt mai bine omul. Pentru că dacă i-ai cântat o melodie, să zicem, un text pe o anumită temă, s-ar putea să vezi un om, poate și cu o lacrimă în colțul ochiului. Dacă i-ai cântat o bătută de aia, o țărănească, îl vezi că bate cu piciorul și chiuie și strigă și îți bucură sufletul că l-ai făcut să se simtă bine. Și eu consider că acolo simt mult mai bine oamenii decât când eu nu zic, și pe scenă este, vii pe scenă, ăla deja este un act artistic, pe scenă, artistic în sensul adevărat al cuvântului. Aici eu nu pot să spun că, na... Să fii acolo profesionist, la nivel profesionist, și aici soi de amatorism? Nu amatorism, și aici poți să o faci cu profesionalism, însă acolo... E alt fel, e alt cadru, e alt mediu. În schimb, aici ești exact lângă om și simți toate, știi, adică simți sentimentele pe care le are. Cea mai mare bucurie a noastră este atunci când... Și mulțumirea lor de pe față îmi place. Atunci când îi vezi, uneori cântă odată cu tine. Da. Da, asta este cel mai important. Și dacă, eu știu, la sfârșitul nunții, când pleacă acasă, că vine și îți spune mulțumim frumos, ați cântat și ne-a plăcut, cea mai mare bucurie. Așa este, cea mai mare mulțumire. Și împlinire, practic, pentru tine. Ca și solist, ca și... Crezi că tradițiile se pierd în totalitate sau doar și-au pierdut din valoare? Odată cu trecerea anilor. Cred că și-au pierdut un pic din valoare. Nu cred că se pierd în totalitate, pentru că știi, de exemplu, anul ăsta am observat că totuși oamenii au început să revină la tradiții. Am fost la numeroase evenimente, nunți, și am văzut că au început să aducă din nou obiceiurile pe care, eu știu, acum 2-3 ani în urmă, nu le mai
foloseau, să spun așa. Ei, acum au început să revină din nou obiceiurile nunții. Acum câțiva ani chiar, să spunem că a fost așa și o decădere a cântecului, a folclorului în mod special, fiindcă erau alte genuri, da, care era au invazia așa, aia de, așa, de alte genuri. De, nu știu cum. Și acum, spre surprinderea noastră și spre bucuria noastră, cântecul popular a revenit, popular. A revenit și chiar în forță. Și asta e un lucru foarte bun. Să sperăm că, de fapt, care este identitatea poporului român? Cu ce ne identificăm noi ca și nație, ca și nu prin folclor și tradiții? Așa. Suntem, de exemplu, celelalte țări. Americanii au așa bogăția asta pe care o avem noi? Nu. La câte popoare? Sunt puține așa, care încă mai păstrează tradițiile și folclorul autentic. Dar noi, în România, există în toate zonele, nu numai la noi în Bucovina, în toate zonele există atâta frumusețe, atâtea tradiții și obiceiuri. Asta e, de fapt, așa cartea este. Noastră de vizită în lume. Sigur că noi românii ne mândrim cu cel mai bogat, cel mai variat folclor. Bine, asta nu înseamnă să facem din asta un fel de... să ajungem deja să trecem limita aia. Și cel mai frumos folclor. Astăzi ne bucurăm de tine. Ai adus cântece frumoase. Din nou pentru dumneavoastră, Loredana Dragu. Mama mea, nu știam bine ajuns.
poartă și te-i saluta odată. Păldița eu, că sunt fată cu bolnițe și cu mierii picurițe, nu trebuie măturițe. Eu când la lumii cu dragul eu când...
Mulțumim, Loredana Dragu. Te rog, pe scurt, un bilanț al carierei tale. Ce ai făcut? Ce n-ai făcut? Ce ți-ai fi dorit să faci și nu ai realizat până acum? Păi, ce am realizat? Am realizat două albume, am spus, unul în limba ucraineană, unul folclor bucovinean. Am un album care stă, eu știu, adică am piese pentru un album care stă acolo de vreo 2-3 ani, piese foarte frumoase și text și muzică tot. Ai simțit că ai fi putut face mai mult și au fost Bine, nici nu vreau motive. Să scot ca pe, nu știu cum să zic, pe bandă. Anul și CD-ul, da, nu, da. Pentru că nu reflectă munca și perseverența în acest numărul de CD-uri. Dacă îl scot, scoate-l unul și bun. Însă recunosc că a trecut cam mult timp și n-am mai adus nimic pe piață nou, deși am. Dar pentru că, na, sunt multe motive. Cel mai important care este? Financiar, așa. Am zis că totuși am să mă apuc de treabă pentru că trebuie să-l scot. Nu pentru altceva decât pentru că sunt piese foarte frumoase și merită să fie ascultate de către public. Ești fericită? Ești împlinită? Da, te consideri o femeie norocoasă? Da, sunt, nu știu dacă norocoasă, dar acum, la ora actuală, sunt o femeie împlinită. Pot să spun că sunt o femeie împlinită. Familia, am familie, am o profesie și una și alta, eu consider că ambele sunt profesii, și cealaltă îmi bucură sufletul și munca cu copiii este ceva minunat. Cum ai putut minunat. să le împaci pe amândouă? Prin muncă și prin, nu știu, bine, e și obositor, câteodată e obositor, recunosc, dar îmi place. I-ai acordat atenție mai mult una dintre ele și ai... Nu cred, dar anul acesta recunosc, da, pentru că am avut câteva examene serioase și atunci vara asta n-am făcut altceva decât am învățat. Și acum o întrebare așa mai specială și... Ești o femeie frumoasă. Vai, nu! Eu nu mă consider o femeie frumoasă. Și probabil în viața ta ai fost curtată așa de bărbați. Cum ai făcut față? Da, am fost scurtată. Acum nu ne aude domnul. Nu ne aude. Domnul Constantin. Dar el mă cunoaște așa că nu-și face probleme nicio... Asta așa ca să mai piperăm un pic. Am văzut, da. Da, într-adevăr, eu nu mă consider o femeie frumoasă. Și mai sunt și păcătoasă din punctul ăsta de vedere. Chiar dacă poate am avut, poate cândva consideram că am niște aturi și aș putea... Sunt... păcătoase, sunt foarte emotivă, sunt, nu... Și într-adevăr... Au fost bărbați care, dar nu i-am luat niciodată în serios. Fiindcă suntem spre final de emisiune, te rog acum să ne spui 3 defecte ale tale și 3 calități. Fai, poate defecte, da, dar calități, nu știu. Defecte sunt... mai sunt de lăsătoare câteodată, așa. Sunt foarte emotivă. În ciuda aspectului, în mine există așa un mic șoricel de ăsta care tremură tot timpul, deși nu se vede, dar... Eu aici te simt un pic, așa. Că ești emoționată. Au fost constructive emoțiile sau... și foarte modestă ești, da. Și foarte modestă. Asta poate. Au fost, să știi că, da... constructive. Bine, sunt și emoții care nu mi-au ajutat. Mă refer în alt punct de vedere. Să zicem, la un examen sau... Așa. Nu mai am nimic în cap și nu sunt bune. Te-am întrebat lucrul ăsta, fiindcă și eu sunt foarte, foarte emotivă și pe timpul când mergeam la concursuri, nu puteam să-mi stăpânesc emoțiile, iar valoarea vocii era la jumătate și nu mai era aceeași calitate a vocii, nu mai... Da, normal. Și am avut foarte multe de pierdut Bine, din acest motiv. Eu în ultima perioadă, într-adevăr, deci la mine orice eveniment ar fi, deși eu cânt la nunți, le știu melodiile, nu? Le știu ca pe tatăl nostru, așa. Întotdeauna am emoții, însă am învățat totuși un lucru, experiența probabil deja, să nu le arăt. Deși
tremur în mine și nu mai pot, soțul meu mă cunoaște, îmi spunea emoții, zic, dar de unde știi că eu mă țin așa? Păi eu îți văd cum îți umblă ochii în cap, știu că ai emoții. Dar... Și aia acum să auzim și calități. Calități? Nu știu, din ce punct de vedere, probabil sunt un om serios. Ești perseverent. Perseverent. Se vede. Și din am bun ce ai simț, făcut? Cred eu că am bun simț. Și, ai bun simț, fiindcă, așa cum spuneam, deși la început, am avut câteodată, de multe ori am pierdut, din cauza prea mult bun simț. Așa, spuneam la începutul emisiunii, fiindcă tu ai o voce foarte frumoasă, de aia că ai stat cu mincioară în banca ta și nu ai dat din coate să calci peste cadavre, da, să ajungi acolo în față, da, doar să-ți atingi să un scop. Că câteodată mi-am propus. Câteodată mă îmbărbătam eu așa și spuneam, ei, lasă, gata, de mâine eu, mă fac rea. Fac și eu așa. Nu pot, nu sunt omul. Nu îmi stă în caracter, nu pot. Eu nu pot să, de exemplu, sunt oameni care, știi, vin și te lingușesc în față și îți spun, vai, ce frumos pe la spate, ești, nu știu ce. Eu nu pot. Eu, dacă trebuie să-ți spun ceva, eu îți spun pe șleau. Ori îmi place de tine, adică ceea ce gândesc eu spun, nu pot. Și de multe ori, din cauza aceasta, am pierdut. Îți place să stai la bucătărie? Asta, da. Uite, asta probabil este o calitate a mea, nu din lipsă de modestie. Se și vede că îmi place să stau la bucătărie, îmi place să gătesc. Asta probabil vine din copilărie, de la mama. Mama gătește foarte bine, face niște mâncăruri foarte, nu atât de, să zicem, speciale, dar foarte gustoase. Uite, totul știi, are gust. Știi ceva, știu, o mâncare acolo care se face, un preparat care se face acolo la tine? Da, la noi se numește nacinca. Eu mă refer la că e un preparat ucrainean, așa. Nacinca. Nacinca se numește, dar deși... Și ce este? Diferă între zone. De exemplu, la Seminici, această nacinca se făcea așa, se tăiau niște găini, se puneau la fiert și se turna și făină de porumb și se făcea așa un fel de... Terci, așa, și că e foarte gustos. Ei, la noi, nacinca, e ca un fel de ruladă de carne, dar numai din măruntaie de găină. Adică ficat, ce, pipote și așa mai departe, bineînțeles, cu zarzavaturi, ouă și așa, și se pune la cuptor făină, cât cuprinde ca să fie așa, să se lege, și se pune la cuptor și se numește nacinca. Am fost într-o casă de ucrainieni cu ani în urmă și la sărbătorile de Crăciun și vreau să vă spun, dragi telespectatori, că ce am mâncat acolo și ce am văzut, am foarte multe bunătăți, prăjituri foarte bune. Da, apropo de prăjituri, să știi că eu fac niște torturi minunate. Bine, nu le fac, dar să știi că îmi place. Deci dacă fac și trandafiri din lapte, praf, fac multe lucruri. Dar apropo de sărbători, vreau să-ți spun că la noi încă se păstrează un obicei, cel puțin bunica mea, eu întotdeauna de Crăciun țin neapărat să ajung la ea. La ei se numește vecerea, nu știu cum să... Vecerea, un fel de cină, dar tradus nu, în fine, în limba ucraineană. Și știi că se mănâncă de post, de-abia a doua zi după trebuie să mănânci de fruct. Și atunci bunica face multe feluri de mâncare, grâu fiert, bob, ciuperci uscate, prune uscate, craplechii, la noi se zice craplechii, sunt fel de colțunași mititei, umpluți cu magiun și cumva lipiți așa colțurile. Ca se niște numesc, melci. Da, 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 se numesc craplechii, așa. Și se umplu și cu carne, și sau cu, nu? Da. Cu carne, dar de obicei de Crăciun cu asta, cu magiun, de prune se umplu. Atunci când se ține post. Așa, da. Și toate alea sunt puse, bucatele respective sunt puse pe masă și e așa o, nu știu, o tradiție, un obicei în familie, se adună toată familia și nimeni nu mănâncă până nu se spune o rugăciune și abia după aceea servește toată lumea din toate bunătățile de pe masă și ce rămâne sunt, bunica le duce și le dă de pomană, adică pune din toate felurile de mâncare și
dă de suflet cuiva la vecini. Iată, tradiția și cântecul popular mână în mână cu credința. Da, și vreau să spun că nu ratez niciodată această seară de Crăciun. Îmi place, îi spun tot timpul, hai la bunica, în seara de Crăciun eu trebuie să fiu la bunica. Deși mama nu mai, și mama păstra în copilărie și mama făcea același lucru, dar ea nu mai. Ea s-a mai modernizat. În schimb, bunica păstrează acest obicei. Ești pasionată de cumpărături? Nu. Îți plac banii? Nu, culmea, nu. Chiar nu-mi plac și nici cumpărăturile nu-mi plac. Sunt un om care se duce în piață și unde vede primul, eu știu ce am de luat, pătrunjel și așa, cât costă, niciodată nu mă târguiesc. Chiar și soțul meu zice că n-am mai pomenit așa ceva, o femeie căreia să nu-i placă să meargă la, cum spunem noi acum, shopping, da. Să nu-i placă să meargă la shopping și să nu-i placă să stea în magazin. Deci eu, dacă trebuie să-mi iau ceva, da? Am stabilit. Maestru Constantin Mândrișteanu este un om fericit, da, din punctul ăsta de vedere. Din punctul ăsta de vedere, da, pentru că nu sunt un om. Și mai sunt și altele. Foarte, foarte multe. Foarte bine. Ce alte pasiuni are Loredana Dragu? Iată, am aflat că... Uite, pasiunea mea e a face dulciuri. La cumpărături îți place, da. Dulciuri. Să știi că sunt pasionată chiar de lucrul acesta. Îmi place să fac dulciuri aspectuoase, să le dau tot felul de forme. Așa, ți-am zis că fac diferite decorațiuni de astea, decor pentru torturi, pentru... Asta e o pasiune. Mai am o pasiune, poezia. Asta deja ține de... Bine, nuntă. Ai și scris să... Da, am. Am te gândești să le voi să publica. Faci un album, să le publici într-un album? Da, numai că această pasiune nu este întotdeauna. Depinde de starea sufletească pe care o am. Și se întâmplă poate ca într-un an de zile să nu am starea aia necesară. Dar a venit toamna și toamna este anotimpul în care eu am acea stare. Și cred că vom mai... Depinde că nu, îmi vine, vreau să spun ceva și aștern pe hârtie, dar trebuie să-mi vină să spun ceva. Da, trebuie să trăiești momentul respectiv. De altfel, și n-a face un text pentru cântecele noastre, acum, fiindcă, uite, că n-am mai vorbit de textele tale. Acum, mai nou, apelăm la diferiți textieri, compozitori, și, fiindcă nu prea mai găsim... timpul și nu timpul, probabil, nici nu mai găsim folclor. Nu, pentru că, de exemplu, am foarte multe culegeri de folclor acasă, însă găsesc foarte multe texte care deja sunt tăbăcite. Sunt tăbăcite. Și nu. Un sfat pentru cei tineri? Că ești la momentul când poți să dai sfaturi. Nu știu dacă aș putea să le dau un sfat, pot să spun așa. Mai ales că lucrez. Da. Știi, am mici. Observat că au venit copii la mine care mi-au zis, doamna, vreau să facem, să mă îndrumați, dar vreau să mă duc la televizor, vreau să... Nu așa. Asta este țelul lor. Nu asta trebuie să fie țelul. Și am spus, dacă într-adevăr simți că vrei să cânți, că îți place să cânți, că asta face parte din tine, că te-ai trezit că te trezești dimineața și te trezești cântând. Și eu câteodată mi se întâmplă că mă uit în jurul meu și dacă nu-i nimeni, eu cânt pe stradă, pentru că îmi place să cânt. Dar să o faci numai așa, ca să apari la televizor, mai bine nu. Și atunci, multă muncă, au timp să ajungă totuși la oarecare maturitate. Bine, că sunt și copii foarte, foarte talentați care merită promovați de mici, dar care să spună ceva, nu doar să fie pe ecran și atât. Așa că sfatul meu este să muncească și să persevereze în lucrul acesta. Și dacă li se pare că totuși încă nu sunt, să mai aștept. Revenind la profesia ta, are ceva în comun limba ucraineană cu cea românească? Nu știu din ce punct de vedere. N-are
Bine, asta este o limbă slavă, cealaltă este o limbă latină, nu? Așa. Dar probabil că are muzicalitatea. Limba ucraineană are o muzicalitate aparte. Deși multă lume spune, face confuzie, nu, face confuzie între limba rusă și limba ucraineană. Este mare și foarte mare diferență. Acum, limba ucraineană se aseamănă foarte, foarte se mult se aseamănă cu... pentru că este o limbă slavă, așa, asta e clar. Cea... Dar diferă chiar de la alfabet și așa. Și limba ucraineană este mult mai muzicală, mult mai melodioasă față de limba rusă, care este mai, nu știu, eu așa îi spun, mai seacă. Însă, între cele două limbi, nu știu care ar fi, între limba română și limba ucraineană, nu, na, ca și limba română, ca în literatura ucraineană, există capodopere și scriitori minunați, poeți și așa mai departe. Și astăzi o să te ascultăm cântând și melodii ucrainești. Da, da. Iar... Ai un costum pentru... Da, am un costum specific ucrainean. La tine în sat se mai găsește costumul popular? Sau te poți lăuda cu o colecție de costume populare? Da, însă fiind, deci sunt ucraineni. Ei au purtat altfel de costume. Nu aveam nici costumul autentic ucrainean. Însă aveau, de exemplu, în loc de catrință, o fustă de catifia brodată, foarte cloșată, așa. Foarte creață, da. Foarte creață și brodată cu niște flori, așa, pe... Și cămașă cusută cu, doamne... Cu mărgele. Cu mărgele, sau, așa, da. Foarte înflorată, cu trandafiri, cu... Deci cam ăsta e în sat. Deși în costumul ucrainean... Sunt zone în care se regăsește această cămașă cusută cu mărgele și cu înflorată, cu flori, chiar culori foarte aprinse. Dar ei au luat, de exemplu, cămășile din partea Rădăuțului. Se aseamănă foarte mult, da, ale noastre. Deci da. Ei, bineînțeles, au avut contact, s-au dus tot timpul la târg, la Rădăuți și majoritatea oamenilor au cumpărat cămăși de acolo, din partea aia. Dar se mai găsesc. Femeile prin sat mai au. În schimb, nu prea vor să le dea, pentru că știi cum spun că le țin când s-or duce de pe lumea asta. Vor fi îmbrăcate cu ele. Ai multe costume? Am. Eu acasă am. Pot să mă laud așa. Costume întregi, cam 12. Multe. Multe. Bine, mai am și cămăși, adică, cum să zic, costume întregi. Costume întregi, 12, cu tot, da. Cu cămașă, catrință și așa mai departe. Și mai am cămăși care le mai adaptez la câte o catrință. Și astăzi porți o cămașă foarte frumoasă. Asta mi este cea mai dragă și cred că am apărut cel mai mult am apărut cu ea. Și întotdeauna când mă duc să-mi iau costumele, mă uit la toate cămășile și tot pe asta mi-o iau. Asta este de la Gura Humorului. Mi este foarte dragă. A fost prima mea cămașă pe care am, adică de când am început să cânt așa, profesionist, să apar, că am avut și de la bunici, de mică, am avut tot felul de cămăși. Însă asta este prima mea cămașă așa pe care am îmbrăcat-o și atunci mi-e dragă, e de la Mănăstirea Humorului. Loredana, trebuie să ne luăm rămas bun de la telespectatori. Un gând pentru cei ce ne urmăresc la această oră. Un gând? Pot să le transmit telespectatorilor să-și trăiască viața frumos, să aibă răbdare, că eu sunt sigură că vor veni vremuri mult mai bune și multă sănătate, pentru că dacă avem sănătate, putem face multe lucruri în viață. Loredana Dragu, îți mulțumesc din nou că ai avut bunăvoința de a veni astăzi în emisiunea noastră. Te mai așteptăm și altă dată cu soțul tău, cu maestru Constantin Mândrișteanu. Am fi foarte onorați să-l avem și pe dumneavoastră într-o emisiune. Vom veni, cu siguranță. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii duminica viitoare. La revedere!
și de una și de alta, ne-o pus în calcă, e foc să nu stau deloc. Ca așa juca mama mea când era lisa mame, așa o juca și eu pe la nunți mereu. Hai că la nunți și cu mătrii, hai o juca și-o chiui. Ia te uită cum mai joc și mi-s mare cât un dop și mi-s ușuric în joc, măi badiță măi. Cât un dop de balercuță, măi badiță badișor, n-altă cât o șupercuță, măi badiță măi. Și am badiță tare lor, hai și-mi dă gură pistigal. Și-am să bat, să bat, să bat podeluța-n lung și lat, după și-o ia pe copii, o să o bată ei. Joacă-mă, măi, badișor, că toate-s la vremea lor, și dacă-i îmbătrânii, tare-i greu ți-am și și-mi titică și nu crezi. Hai, dar jucând m-am veselesc. Tilincuță de brad verde, zi una că badea ședi, și aș vrea să mă mai joace când e drag și-mi place. Ia mai zi, mai zi, mai zi, tilincuță, și mai știi, tilincuță de brad verde, zi că badeam ședi. Și zi, tilincă, că zici bine. Hai, uite că bătița vine. Hai, tilincă, te răsplati. Hai și apoi mă-i odihni. Om așa și nu așa. Dia nai dorohoi osobe, dia moi duși, Babusia Genia. Roste čerešnja, mamo, na orogi, stara, stara, a kože ricite. Šćoli ta dita, jahodame hode, hoća vone, ne djakujuci za te. Šćoli ta visi, jahodame hode, hoća vone, ne djakujuci za te. Mamo, mamo, vična i kohana, ve що була неуважна, знаю, ви молилися за мене, дні і ночі сева, моя ненько. Живе старенька мати у Господі, невтомні руки, серце золоте, щодня і дітям, і онукам ходе, хоч рідко хто з них дякує за те. Щодня і дітям, і онукам ходе, хоч рідко хто з них дякує за те. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що була неуважна, знаю, ви молилися за мене, дні і ночі сева, моя ненько. То, що спродячність забувають люди, душа сліпа у щасті, а проте вони прозріють, але пізно буде. Черешня всохне, мати процвіте. Вони позріють, але пізно буде. Черешня всохне, мати процвіте. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що була неуважна, знаю, ви молилися за мене.
și se va noia nenco. Mamo, mamo, vicina i kochana, ve probaczte, що була неуважна. Thank you.